100 de zile la braț cu carte a fost genericul evenimentului care s-a desfășurat în cadrul Liceului Teoretic Petrunea. Protagoniștii evenimentului au fost elevii clasei 1. Detalii în reportajul colegilor mei. 100 de ani la braț cu cartea, adică 100 de zile de când micii elevi ai Liceului Teoretic Petrunea au pășit pentru prima dată în clasa 1 cu mari emoții, a fost genericul serbării care a avut loc astăzi în incinta liceului. La eveniment au participat părinții, care și ei cu mare entuziasm au ascultat cântecele, poeziile, scenetele pregătite cu atâta străduință de către micii elevi ai clasei 1 și profesoara lor, doamna Teodora Maican, care zi de zi este alături de acești micuți, îndrumându-i spre lumea înțelepciunii și a cunoștinței. Noi suntem școlarii clasei 1 și am alcătuit serbarea veseliei și vrem să împărțim acum tuturora și cântec și bucurii, te ne vezi aplauda. Să ne amintim și aici să povestim. Noi când am împătimit și 100 de zile s-a sfârșit. Mai și am învățat cu greu scrisul ordonal. Încă de la început, Liliuța am făcut bacănașa aplecate, nodulete nenodate, cifre uneori greșite, litere îngrămădite, până când am învățat scrisul ordonal. Surprizele s-au ținut lanț la această serbare, iar copiii și-au demonstrat talentele nu numai în cântece și poezii, ci și în dansuri moderne sau țigănești. De ani la braț cu cartea a fost nu numai genericul acestei serbări, ci a fost organizată și o expoziție, iar toate obiectele acesteia aveau componente în număr de 100. La finalul serbării, părinții au pregătit o surpriză odraslelor lor, astfel interpretând și ei o scenetă haioasă care a adus zâmbete și buna dispoziție pe chipul tuturor, care de altfel era deja prezentă. Noi carte. Ia să vedem ce știu copiii. Cât e 2 cu 2?